formularul acela. A spus să mergem la domnul doctor că dânsul decide dacă ni-l dă sau nu la Schuller aici. Iar la Schuller domnul doctor ne-a trimis la DSP-ul că trebuie să facem toate demersurile pentru prelevarea probei COVID. Așa am făcut. Am ajuns la DSP. DSP-ul a spus că nu decide de ei să mergă înapoi la Spitalul Județean. Am fost la Spitalul Județean, iar managerul de acolo mi-a vorbit frumos prima zi, am reușit să fac după 2 săptămâni. Plimbându-mă din instituție în instituție, am reușit să fac cererea aceasta. A doua zi, când am fost să văd dacă a trimis la DSP-ul cererea, a spus că nu trebuie să merg din nou la oilor ca să semnez formularul de COVID. Iar de acolo i-am spus lui domnul manager, dacă dumneavoastră nu mă ajutați pentru prelevarea probei, eu mi-au mort acasă fără COVID, fără nimic, mie mi-l dați să-l mormântez. A văzut dânsul toate treburile astea, a sunat la DSP-ul, m-am dus și acolo, am făcut încă o cerere, deci 3 cereri am făcut pentru prelevarea probei, inclusiv mama care nu putea să meargă, am luat-o cu mine. Am reușit până la urmă, pe data de 31, de i s-a prelevat, 31 luna ce a trecut, i s-a prelevat proba COVID. După 30 s-a prelevat. După 31 a venit rezultatul. Da, și pe 1 le-a trimis rezultatul la DSP. Iar domnul doctor nu s-a informat să vadă dacă a venit rezultatul, să ne-l putem lua acasă. După aceea, între timp ăsta, am așteptat până miercuri, că domnul doctor a zis o să vă sun eu. A venit zi de zi, luni, marți, am venit la dânsul. Stați acasă că vă sunăm noi. Și marți, când am venit, a zis, miercuri nu mai veniți, vă plimbați pe drum, că vă sun eu, miercuri sigur. Da. Să rezolvă cu data voastră. Iar noi am văzut că nu ne-a sunat domnul doctor, ne-am oturat, am sunat la Institutul Cantacuzino, iar acolo ni s-a spus rezultatul este trimis de sâmbata trecută după data de 1 și este negativ. Noi am fost ieri, dar am luat rezultatul și toată povestea s-a întâmplat până astăzi. Dacă nu aveam rezultatul, nici asta nu reușeam să-l scoatem. Practic, tatăl dumneavoastră de ce a murit? Tatăl nostru a murit de stop cardiorespirator, insuficiență renală, care suferea la fel de 3 ani de zile, insuficiență cardiacă, din mai multe motive a suferit tata, de nici de cum, de COVID. După cât timp îl luați pentru a-l mormânta? Aproape 4 săptămâni, o lună de zile, vă dați seama, când ne-a plimbat instituțiile statului, din ușă în ușă ne-a plimbat și a bătut joc pur și simplu de noi, familia. Eu personal, că eu am fost. Soțul a venit acum a doua oară de acasă ca să-l mormântăm. Este venit de curând soțul. A fost în Spania. Noroc că a fost și el cu mine, că la fel mă plimba, bănuiesc, dacă nu venea și soțul, la fel mă plimba din instituție în instituție. Rezultatul buletinului care este? Rezultatul buletinului este negativ. Dacă vreți, vi-l și arăt, că l-am aici, rezultatul buletinului, pe care l-am luat personal ieri cu soțul meu. Uitați, o grămadă de dovezi am. Cât toate am umblat. Sunt negative. Toate sunt negative. Uitați, rezultatul... Uitați, rezultatul buletinului de analize că nu are COVID. Și plus toate până cele să rezultate... Moară, rezultat până să moară, la fel, uitați, negativ. Da. Uitați, încă un rezultat, ultimul care l-a făcut până la centru de dializă Fresenius, tot negativ. Până să moară. Până să moară. El era sub supraveghere medicală la centrul de dializă Fresenius și după ce a murit tata, încă continua cei de la dializă să vină să-l ia la dializă. Deci de 3 ore a venit. Ce vă nemulțumește cel mai mult? Faptul că a rămas atâta timp aici la morgă sau faptul că ați umblat atât de mult ca să dovediți că nu are COVID? Exact, asta și una și alta, și a trebuit să dovedim atâta timp, aproape o lună de zile, că tata nu are COVID. Asta ar fi însemnat să fim și noi bolnavi. Eu personal, că am umblat cu tata peste copiii tot. Copiii la fel. Copiii la fel. Și așa ceva nu se poate. Pentru un adevăr să dureze atât. Eu sunt foarte revoltată. Să-și facă statul dreptate, tot ce avocat. Se poate, ne-am pus un avocat și tot ce se poate să-și facă judecată, să facă adevărul. Să facă adevărul, să iasă la iveală. La iveală.